Bună! Bună, bună! Ai venit și le-ai luat toată atenția copiilor. Abia am reușit să-i mobilizez. Dora, nu sunt prost. Dora, crede-mă că nu sunt prost și hai să păstrăm niște limite. Hai să păstrăm niște distanțe, te rog frumos. Ce caută asta aici? Cum adică ce caută? Da, ce caută? Dar copiii au vrut. Copiii au vrut? Da, copiii au zis să vină și Dora. Să vină și Dora? Da! Din nou Dora! Nevastă ta ce face? Mâncare nu face, spălat nu face, curățenie nu face, de copii n-are grijă, ea se duce la servici, e carieră, să-și facă carieră, da. Să o pună președinta țării. Ce bine mea! Dora, Dora e nebunit, Dora sunt copii, Dora, Dora sunt copii. Mamă, ce fuge așa? Dora e nebunit, sunt copii, dincolo, Dora, dacă ne auzi. Ce sunt ăștia? Ce cui sunt? Nu știu, ai tăi. Ai mei, nu? Da. Ți se pare că în cap eu în ăștia? Dar nu mai pot să stau în situația asta. Și o să-i spun soției tale adevărul. Cum adică adevărul? Nu sunt un om parșiv, nu vreau să joc. Cum adică adevărul? Soacrele, trage-le de ele. Cum să le numești poame acre? Când ele sunt așa de drăguțe cu nurorile, stau cu ochii pe ele ca pe butelie și orice ar face, nu e bine. Cât de simpatice sunt soacrele atunci când se războiesc cu nurorile, încercând să-și dispute supremația asupra fiilor lor. Jumătate noră, jumătate soacră? No, nu există așa ceva. Întotdeauna soacra trebuie să aibă ultimul cuvânt în viața fiului ei, chiar dacă acesta este însurat. Păi ce? Contează soția lui? Nici de cum. Nora este un amănunt pentru o soacră care știe ea ce este mai bine pentru fiul ei. Da, da, râdem, glumim, dar adevărul este că să ții piept unei soacre este o adevărată provocare. Bineînțeles că nu îmi permit să generalizez, dar o soacră ca cea pe care o veți cunoaște astăzi, care să știe să se erigeze în maestrul de ceremonii din umbră, dirijorul perfect al vieții fiului său, n-ați mai întâlnit până acum. Dan și Clara Popescu au o căsnicie de 10 ani și 2 copii reușiți, o fetiță, Rebecca, și un băiețel, Andrei. În decursul acestor ani, ei și-au format o familie frumoasă și se simt împliniți ca părinți, dar nici pe plan financiar nu stau rău deloc. Au o casă frumoasă și niște servicii bine plătite, din care își pot permite să trăiască fără lipsuri. Clara are o funcție de conducere într-o companie străină, iar Dan și-a îndeplinit visul. Are propria lui florărie de lux. Sunt inginer horticultor și de curând am reușit să-mi îndeplinesc visul. Mi-am deschis propria afacere. Este adevărat, forța de muncă costă destul de mult, așa că sunt nevoit să lucrez singur. Lucrez mult și, într-adevăr, stau departe de familia mea și asta e un mare dezavantaj. Eu și soția mea am decis să o angajăm pe Dora. De câteva săptămâni lucrez ca bonă pentru familia Popescu. Îmi plac foarte mult copiii și, sincer, deja iubesc tare pe cei doi. Ocupați mai tot timpul, soții Popescu se pare că au noroc cu Dora, o tânără frumoasă și care este devotată și serioasă în meseria ei. Iar Andrei și Rebecca s-au apropiat de ea și sunt cuminți, mai ales că este momentul dedicat temelor pentru școală. Încerc să scrii mai drept, da? Bine, ați scris amândoi? Nu. Așteptăm să termine. Și limpede precum cristalul. Așteptăm să termine și Andrei, da? Eu vreau să fiu mamă. Cred că asta este meseria care mi se potrivește mănușă. Până la urmă, chiar e o meserie să fii mamă. Mă, copii, scriam! Ați fugit! Ce mai contează lecțiile? Ce faceți? Ia uite-mă la ei ce-mi fac. Ce faceți? Eu cu cine mă muncesc aici? Bună! Bună, bună! Ai venit și le-ai luat toată atenția copiilor. Abia am reușit să-i mobilizez. Nu v-am adus nimic acum. Dar ce mai vreți? Că am fost peste tot. Am fost și la înghețat, am fost și în parc, am fost peste tot. Ok, bun. Foarte bine, foarte bine. Bravo. Ce faceți? Bine, teme. Uite, acum ne-am debusolat un pic și a plecat puțin rândul ăsta la plimbare, dar promitem că le redresăm pe următoarele. Andrei, e bine? Da? Sunteți bine?
Tot ok? Bravo, bun. Tu ce faci? Ți-e foame? Ți-e sete? Vrei să-ți fac ceva? Nu, stai liniștită, nu e niciun fel de problemă. Sigur, am făcut de mâncare, sigur. Dacă vrei îți încălzesc eu și... Sigur, nu te mai... și așa... Cred că ai stat puțin cam mult peste program. Asta știi că nu e nicio problemă, că oricum nu mi-am făcut... Da, nu mi-am făcut. Sigur? Uh-huh. Ai stat oricum peste program, nu are rost să mai stai. Eu zic că e bine să mergi acasă. Mulțumesc mult de tot. Mă descurc eu de aici înainte cu copiii, ok? Eu am fost căsătorită, dar din păcate a durat foarte puțin. Ne-am despărțit după doar un an de zile. Îmi doresc să-mi refac viața. Mi-ar plăcea o familie așa ca asta. Chiar nu mă grăbesc, adică pot să stau să-i ajut. Te ajungi pe tine dacă vrei. Știu, Dora, știu. Dar eu zic că ai stat prea mult, să nu fii obosită, să toată ziua copiii, știi cum e, nu? Sigur, e okay. Adică dacă vrei mă duci și-ți fac să mănânci ceva. Mă descurc, sigur. Mulțumesc mult de tot. Chiar apreciez intenția, dar stai liniștită, e tot în regulă, da? Ok? Poți să dai haina și să pleci acasă. Păi okay. Și plec așa? Da. Clara este o femeie norocoasă. Dan e un bărbat cu adevărat bărbat, din toate punctele de vedere. Păstrez distanța, este cel mai bine așa, pentru binele meu, în primul rând. Da, bine, copii, vă descurcați cu tati. Hai, ziceți-i la revedere, Dorei. Pa, Dora, mulțumim mult! Ok. La revedere, okay, atunci, ce să zic. Hai, toate bune, da? Da. Adevărul este că îmi place Dan. Și chiar dacă acum este doar șeful meu, poate că într-o zi mă va privi altfel. Eu am mirosit-o și cam știu ce intenții are, dar cu mine nu-i merge. Eu sunt fidel soției mele. Vă pup, copii, mă sun dacă e ceva, da? Da, nu sunt niciun fel de probleme. Mulțumim, la revedere. Mami întârzie și dacă tot mami întârzie, eu zic să vă jucați cu tati. Cu privirile lascive și gesturile tandre, Dora și-a depășit atribuțiile de bonă pentru care a fost angajată și, cu toate acestea, Dora se aștepta la așa o reacție din partea lui Dan, care în mod ferm a expediat-o din casă. Deci ți este clar acum, Dora dragă, programul tău se încheie imediat ce copiii nu mai au nevoie de prezența ta. Doar că decizia de a o angaja pe Dora ca bonă a fost luată de cei doi soți de comun acord. Bună, Dora! Bună! Ce faci? Uite, suntem la locul de joacă, sunt cu Andreiețu. Ne jucăm. Ce mă bucur. E și Rebecca, nu? Adică sunteți împreună? Nu, Rebecca este la meditație. Aole, iar am uitat de azi cu meditațiile, Doamne. Ea cred că uită și câți copii are. Halal, mamă. Îmi place foarte mult Dora. Este tipă educată, umblată, deșteaptă și până la urmă face toată treaba în casă, îi ajută pe copii, spală, gătește. Și chiar mă pot baza pe ea. Poți să mi-l dai și mie pe Andrei un pic la telefon? Andrei, tu vorbești un pic cu mami? Andrei, bună, mami! Bună! Ce faci, mami? Bine! E dor lui mami de tine. Dar să știi că o să ajung azi, încerc să plec mai devreme. Am făcut cea mai bună alegere să iau o bună, pentru că pur și simplu nu mai am timp de copii. Te joci frumos acolo, mama, îți place? Da. Mhm. Hai să fii cu minte, da? Când vii acasă mi-aduci ceva dulce? Hai că trece mami pe la cofetărie și ți-a ceva. Dă-mi-o pe Dora, te rog. Pa. Pa. Hai că e foarte prins aici cu joaca, era concentrat la cursele noastre de mașini. Jobul meu este important, câștig bani foarte mulți. Iar acum sunt într-un proiect pe care mi l-am dorit toată viața. Mai am mult de lucru și e posibil să cam întârzii de seară, dar ai tu grijă, te rog, da? Da. O să mai stai așa până pe la 6? Da, nu e nicio problemă, eu n-am nimic de făcut, chiar nu mi-am făcut niciun alt plan, așa că dacă vrei să stau, stau. Eu sper din tot sufletul ca Dan să vadă cine este cu adevărat alături de el și de familia lui. Bine, îți mulțumesc tare mult, Dora. Pa, pa, te pup. Dacă n-aș fi eu să mă ocup de casă, de copii, de absolut tot ce e nevoie, cel mai probabil s-ar alege praful. Casa am, copii am, acum e momentul să mă dedic și carierei mele. Dar și copiii au nevoie de o mamă, nu-i așa? Însă Clara își pune toate bazele în Dora, care în continuare face tot ce-i stă în putință să fie pe placul copiilor și a lui Dan. Doar că nu poți mulțumi pe toată lumea, nu? Deci chiar nu mai pot. Ce s-a întâmplat, Rebecca? Ce? Nu-mi place ciorba asta de burtă, v-am zis. Dar cum se face rău de la ea? Mă, Andrei și tu, tu ai mâncat? Nu. Dar ce e cu voi? Vreți să vă dau altceva? E bună ciorba, Rebecca. De fapt, e cea mai bună ciorbă. E preferata mea. Eu nu înțeleg de ce nu vă place.
Hai mai lasă-i dacă e foarte bună. Da, serios, este. E delicioasă. Da, eu am mai mâncat ciorbă de burtă, dar astăzi n-avem toane pentru ciorbă de burtă, aia e. Ok, nu e niciun fel de problemă. Bine, atunci știți vorba aia, sărmâna pentru masă, că a fost bună și gustoasă și bucătăreasa e. Frumoasă. Bravo. Hai să-i lăsăm să se ducă. Spuneți sărmâna pentru masă. Sărmâna pentru masă. Dacă primești mulți pupici, dacă primești mulți pupici, stai să-ți iau eu asta. Acum face scaun. N-are nimic. Fugiți la joacă, vreau să văd cine mă iubește mai mult. Andrei rezerva ca de obicei, dar ne iubim noi după aia că nu e tati de față, să știi. Hai, fugiți. Hai, fugiți la joacă. Mâncăm mai încolo. Să mergem să vă spălați și pe dinți. Da. Okay? Mâncăm mai încolo un desert? Eu știu foarte bine câte eforturi a făcut Dan pentru această florărie, cât muncește în prezent, câte face în fiecare zi. Și fac tot posibilul să-l ajut și eu, atât cât pot și cum pot în momentul de față. Este extraordinară ciorba. Mă bucur că-ți place. O faci chiar mai bună decât o face maică-mea. Crede-mă. Serios, serios vorbesc. Mai rar să spună un bărbat așa ceva. Da. Că ciorba e mai bună decât a mamei. Crede-mă, bărbatul cu care te vei căsători va fi fericit. Dacă știi să faci o ciorbă așa, e totul în regulă. Da. Vrei să-ți mai pun un pic? Poți să-ți mai... mai punem, te rog, da? te rog, mai punem puțin. Cum ca să e la... mai caldă. La cât de bună e și felicitări, gătești foarte bine. Mulțumesc. Bravo. Gătesc cu drag. Îți mai pun? Nu mai ajunge. Sigur? Ajunge. Mulțumesc. Mulțumesc. E... Probabil pentru e că foarte bună, dar... cu multă dragoste și cu mult drag pentru copii, pentru voi. Mm-hmm. Da, este drăguță. Se ocupă de casă, se ocupă de copii. Face curat, îmi face fix ce îmi place mie, dar situația este clară. Da, asta și voiam, să fie cumva evident ceea ce îmi doresc, doar că el tot timpul mă îndepărtează. Hai că nu mai arunc, fac curățenie, după aia să stau cu tine să nu te las singur. Ce s-a întâmplat? Știi că la florărie... ce mă înjunghie. Ce-i? La florărie e rece, e și în depozit, când merg la flori, temperatura, ba în magazie, ba minus. Dai seama, zic, frigiderul ăla cu temperatura scăzută. Și ai răcit? Cred că am luat un junghi. Și vrei să-ți dau o pastilă, ceva? Nu, e nevoie. Sigur? Nu, sigur. S-a cu ceai? Dora, nu, e ok, e în regulă. O să... trebuie puțin să... Așa rău te doare? Te-a mai durut? Nu te-a mai văzut? Am un junghi aici. Păi lasă-mă să fac un... Dora, nu-i nevoie, stai liniștită, stai, e ok. Dar poți să te ajut, nu-ți face probleme, că nu mă supăr, nu mă deranjează. Cu ce poți să mă ajut? Poți să fac un pic de masaj, să-ți dea drumul dacă te doare o mână. Dora, știu foarte bine ce ai în cap. Te rog frumos. Păi ce ai, măi, Dora, să te ajut? Dora, știu serios? Foarte bine intențiile, deci te rog frumos, nu la mine în casă. Deci nu... Nu la tine în casă, dar Dora, unde? Dora, nu sunt prost. Dora, crede-mă că nu sunt prost și hai să păstrăm niște limite. Hai să păstrăm niște distanțe, te rog frumos. În casa asta, treci, te rog, aici. În casa asta, știi foarte bine, da? Eu sunt angajatorul, tu ești angajata. Știu ce încearcă și este foarte periculos. Eu nu vreau să-mi pun familia și copiii în pericol pentru un joc de genul acesta. Ăsta e adevărul. Sunt îndrăgostită de el până peste cap. Și sunt în stare de orice ca să fie al meu. Da, bine... Deci, deja ora 6 cred că a trecut, nu? Ți-ai depășit atribuțiile, ai făcut ciorba, ai făcut foarte bună, mulțumim foarte mult, semna pentru masă. Te rog frumos, îmbracă-te și mergi acasă. Da? Ok? Da, bine, Dan. Hai să fim niște oameni cu picioarele pe pământ și să păstrăm diferența. Încercam doar să ajut, în fine, mănâncă. Și să păstrăm și distanța, că eu știu foarte bine. Okay. Ți-am mai spus și mă repet, nu sunt nici nebun, nici prost. Cred că exagerezi, sincer. Eu cred că nu. Hai să încheiem aici subiectul, gata. Semna pentru masă, mulțumesc frumos, ia-ți haina. Ok, strângi tu masa atunci. Strâng eu masa, nu-ți fac niciun fel de problemă. E frumoasă, îmi place mult. E o femeie cu care poți avea momente superbe. Dar eu nu vreau să risc. Nu înțeleg de ce totuși mă ține la distanță. Acum, pe bune, cine mi-ar rezista?
Dora, tu ar trebui să îți amintești că te afli în casa aceea pentru copii, nu pentru Dan. Și ceea ce gătești să fie pe gustul copiilor în primul rând, nu crezi? Poate că ești tu irezistibilă, Dora, dar uite că Dan este un bărbat integru cu care nu îți merge. El are prioritățile lui clare din care tu nu faci parte deloc. Deși este dis de dimineață și Dan abia ce și-a început programul la florărie, iată că deja are o clientă. Sau oare să fie o angajată de-a lui? Bună, Pisi! Ce faci? Ce faci? Ești nebună? Vrei să ne vadă cineva? Nu e dragă nimeni asta, nu știi, dar ce faci tu aici? Ce-ți fac? Uite, avem o comandă. Wow, dar ce comandă! Foarte bine avem să te văd, mi-era dor de tine. Mă bucur să te văd! Și eu mă bucur să te văd! Mara este decorator floral, ca și mine. Ne-am întâlnit la un eveniment, ne-am spus oful. Când lucrurile scârție și la unul și la celălalt, oamenii se cam atrag. Așa s-a întâmplat și la noi. Dar e așa de cald aici la tine. E cald, nu? Da, foarte cald. Ce bine arăți, ca de obicei. Da. Mulțumesc. Dar pune haina acolo, nu te jena. Ce faci? Bine, cum tu ești? Ce faci? Mm? E foarte bine. Mă bucur. Mi-a fost dor de tine. Ți-a fost dor de mine? Ba da. Dar nu ai roșii unde? Nu ai roșii, iubire, de data asta că... Știi că nu pot să îmbrac mai aia roșie tot timpul, că nu-i place lui bărbatul meu și mereu mă vede îmbrăcată în aia roșie și mă întreabă, dar tot timpul asta roșie. Sunt căsătorită, dar soțul mă cam neglijează. Nu pot divorța, dar pot să-mi fac de cap. Ce este important în relația asta? Că nu avem gelozii, nu ne certăm, nu ne împungem, plăcere pură și doar atât. Ce ai tu aici? Îți place? Da. Îți place cumva ce pentru fac? Pentru mine? Da. Pentru mine cumva? Păi da. Pentru cine altcineva? Ce planuri ai tu astăzi? Păi uite, am comanda asta și chiar uite ce bună întrebare. Ce zici dacă... Luăm și noi o pauză așa înainte. O începem pauză. Munca cu o pauză. Ce da, zici? Da, chiar te rog. Așa vreo oră mă duc să închid, să ce zici? A? Ne relaxăm da, și noi? Să ne relaxăm, să mă destresez, că m-a stresat. Mamă, bărbatul meu ăsta într-un hal fără de hal, nu mai îl suport. Trebuie neapărat să te calmezi. Trebuie. Văd, ești nervoasă, văd pe tine. Da, da, da. Ce-ntor mi-a fost de tine. Bărbatul ei nu știe ce face, nevastă mea nu știe ce fac. Și oricum nimeni nu o să bănuiască nimic niciodată. Închizi? Auzi, stai, ia, stai puțin. Mă mai gândeam la o chestie. La ce chestie? Weekendul viitor. Ca weekend, așa, nu... Ca weekend, dar nu-ți promit că nu știu stai, ce planuri stai puțin, are stai al meu. Puțin. Ah, ok. Că eu tot așa, nevastă mea știi că e cu munca luată cu proiectul ăla de când l-a câștigat. E căsătorită cu munca. Da, e bine acolo, e liniștită, e în regulă. Copiii îi rezolv eu la bunici. Facem și noi aroganță weekendul ăsta? A? Te bagi? Dacă ești cu mine, te faci. Te bagi? Mă bag. Tu știi că eu nu dau înapoi de la nimic. Okidoki. Deci? Mamă, ce unghii mișto ți-ai făcut. Ce zici? Închizi? O oră? Te calmezi? Ne relaxăm? Da, ne relaxăm. Și tu ești stresat? Și eu sunt, îți dai seama, păi când... Te-am văzut pe tine acum, mi-a trecut și mie așa puțin, da. Mă să închid? Te rog. Să închid și vin, da? Da. Cam niște planuri interesante cu tine. Hai, vin repede. Să nu pleci. Nu. Te aștept aici. Despre asta ce mai ziceți? Ne-am cam înșelat în privința lui Dan. El își permite aroganța de a-și transforma florăria în cuibușor de nebunii. Iar noi ce să înțelegem din tot ce se întâmplă? Că preferă genul mare și nu pe al Dorei? Suntem derutați complet. Este weekend și Clara cu Dan în sfârșit pot să-și facă program împreună alături de copiii lor. Mamă, am văzut un gol! Bine! Bine! Ce faci, Andrei? Recuperăm! Hai! N-o lăsa pe Rebecca, adică bine! Campioni, atât. Bine! Bravo! Mai lasă telefonul ăla. Da, știu că e duminică, da, știu că ar trebui să fiu alături de familia mea, dar nu pot. Încă un mail și vin și eu imediat la voi, stai așa. Încă un e-mail și acum 5 minute încă alt e-mail. Am venit să ne promit, jucăm, da? Promit, fii atent, uite. Ăsta îl trimit, l-am și scris. Uite. Clara.
Clara, da, uite, da, de la mine. Da. Am venit să ne jucăm, nu? Da, 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 da. Vin acum, acum vin. Acum când? Acum. Vin, vin. Un e-mail, da? Uite, unul singur, da. Chiar nu pot să înțeleg de ce este atât de supărat. Până la urmă, îmi fac datoria de mamă. Și din salariul meu plătesc o bonă, cheltuielile casei. Na. Hello! Ce faceți? Bună! Rebecca, Andrei! Hai că n-ajung la voi, n-ajung la voi. Cum mă cheamă, cum mă prezint la datorie. Până la urmă este și în interesul meu. Eu nu sunt prost și îmi dau seama ce se întâmplă. Doar că mi-este foarte greu să gestionez situația. Foarte greu. V-am adus ceva bun, vă pup. Hai că vin acum la voi imediat. Da? Cine mă iubește și pe mine? Noi! Vin să-mi dai un pupic? Da! Și tu? Tu de ce nu? Mama, Andrei, stai puțin că vin acum. Hai, la joacă, jucați-vă. Rebecca, da, Andrei, da, da, aveți, da, grijă, da? Ia să vedem cine a zis că nu mă pupă. Cine a zis că nu mă pupă? Și tu? Bine, mă! Ce caută asta aici? Cum adică ce caută? Da, ce caută? Dar copiii au vrut. Copiii au vrut? Da, copiii au zis să vină și Dora. Să vină și Dora? Da. Din nou Dora. Nu te-ai săturat? Ce problemă ai cu Dora? Că nu înțeleg. Clara, nu te-ai săturat de Dora? Lunea Dora, marțea Dora, miercurea Dora, vinerea Dora, și duminica azi când am ieșit tot Dora. Pe bune. Măi, copiii se înțeleg atât de bine. Uite-te și tu ce frumos se joacă. Adică... Stai, să nu înțelegi că am chemat-o pentru copii. Eu... Dar ce ai chemat-o? Să mă bagi pe gât mie? De ce ai chemat? Eram sigură că o să reacționeze așa. Și chiar nu înțeleg de ce. De ce nu-o place pe Dora? Femeia asta chiar își face treaba cu vârf și îndesat. Eu nu înțeleg de ce faci atâta scandal pe chestia asta. Dora gătește în casă. Dora are grijă de absolut tot. Adică cumva îți place când găsești mâncarea gătită, paturile făcute, toate cele, da? Copiii spălați și cu temele. Stai puțin, că nu sări pe mine, că de-aia o plătim. Păi că da, dacă vine și la locul de joacă, o plătesc să vină și la locul de joacă, pe bune? Lasă, că nu e vorba despre asta până la urmă. Dar despre ce e vorba? E vorba că dacă copiii vor, noi trebuie să le facem plăcerea. Și dacă nu vreau, adică... copiii vor și eu nu vreau. Dar tu ce problemă ai? Că tot văd că ai o chestie cu Clara, parcă simt că, nu știu, parcă vrei să mă bagi pe gât, parcă vrei să mă bagi în pat. Nu știu. Ei, măi, dar nu te duce cu gândul. Măi, nu știu, mie îmi place tare mult cum se înțelege cu copiii. Ce-o fi în capul lui nevastă mea? Ori vrea să mă pună în brațe, ori în pat, ori vrea să mă testeze, o fi aflat și încearcă ceva? Văd și eu interesul. Dora îmi face treaba mea și eu îmi fac treaba în care sunt implicată. Eu nu vrea sigur să sar. Cum nu știi? Ia, stai, Andrei, stai că-i arăt eu. Stai puțin. Dacă mămicuța ta ar fi... Stai. Știm. Știm de ce a ajuns Dora, adică o femeie, da, să stea cu copiii. Așa. Da? Când am zis, hai să stea mama ta cu copiii, hai că cine? Cine era să stea? Tata? Tata care e în cărucior? Mama care e bolnavă și mai are și grijă de tata? Ok, n-a cerut nimeni asta, am înțeles. Da, așa. Și am zis mamei tale, hai să stați cu copiii, hai că e bunica lor, da? Ce a zis? Ah, că nu pot, că obosesc repede, că Andrei are nu știu ce energie, că Rebecca... Și n-a putut mama, de ce te iei de mama dacă n-a putut? Păi dar cum adică n-a putut, măi? O femeie în putere, măi! O fi femeie, da, în putere are și ea... Și atunci nu mai zice mie de Dora, că avem bună și că stă tot timpul, okay, și că face și că... Ok, foarte bine. Așa. Dar și azi când am venit să ne distrăm la locul de joacă și trebuie să o văd, păi, pe și Dora? Și azi, asta e, da, au zis copiii, unde-i Dora? Am zis, bine, o chemăm pe Dora și am chemat-o pe Dora. Bine, e adevărat, eu am chemat-o, că până la urmă trebuie să stea cu ochii pe copii, eu încă mai am treabă. Dă mânuța la mine. Hai, sus! Mă, ce copii energici! Vedea, care-i problema ta? Păi problema mea că am zis că ieșim și noi frumos împreună. Păi noi am ieșit, suntem ca o familie. Am văzut ce familie suntem, tu pe e-mail, copii acolo, Dora dincolo și eu... Stai că am trimis două e-mail-uri și... Două e-mail-uri, ai trimis acum 5 minute două e-mail-uri, acum 4 minute încă două e-mail-uri, acum 10 minute încă două e-mail-uri. Mi-a mai scris cineva, a trebuit să răspund. Asta înseamnă că am ieșit noi în familie? Dar suntem o familie, uite cât de frumos se joacă copiii cu Dora. Da, uite cum se joacă Dora. Uite, hai să profităm de ocazie, stai și tu cu mine de vorbă un pic acum cât sunt copiii. Păi îmi doresc foarte mult să stau de vorbă cu tine, dar nu vreau să ajung la Dora să vină iară ca să zici tu după aia că mama, că din cauza mamei, că... Nu vreau să ajung la asta. Se supără degeaba. Singura vinovată din toată situația asta este maică-sa, care ar fi trebuit să fie o bunică normală și să stea cu copiii. Îți sună pantalonii. Da, mamă. Da, mama. Da. Sigur. Sigur. Da, da. Bine, vin acum, bine. Pa. Care vine acum?
Îmi pare rău. Ce? M-a sunat mama, trebuie să ajung neapărat la ea. Am văzut că te-a sunat mama, m-a auzit, da, mamă. Mama. Trebuie să ajung neapărat la ea. Uite despre ce. Am o problemă, trebuie să o rezolv neapărat repede cu ea, nu pot să o las așa, crede-mă. E... Acum, fix acum. Fix. Nu puteai mai pe seară, după ce terminam. Clara, vă duceți frumos la restaurant și în 2 ore vin și eu și mă întorc. Sunt într-o situație dubioasă și nu știu cum să o rezolv. Nu știu cum să fac ca să fie bine. Tu ce faci? Un pic stresată, să zic așa. De ce? Cu bărbatul meu ăsta îmi pune întrebări unde plec, ce fac, îmi vin cam suspicios că am pune atâtea întrebări. De ce nevastă ta stă de la începutul zorilor până când vine a doua zi pe zori, că nici nu știu de ce stă la serviciu atâtea ore? Dan! De ce ai o amantă? Dora! Dora, Dora, ce... Dora, ce cauți aici? Dora! Dora, vreau nu-ți fac Dora, nimic. Dora, Dora, te rog, Dora, Dora, suntem în casă, nu putem să facem așa ceva. Știu că sunt plictisitor, dar nu pot, aici în casă trebuie să fiu plictisitor. Lasă că o să fiu mai bine, îți promit. Deci mă înșel cu Dora? Doamne! Doamne, cum să te înșel cu Dora? Dan, Clara, mi-e rău. Clara, revino-ți, Clara. Cum să te înșel cu Dora, Clara? Clara și Dan se ceartă de câte ori se întâlnesc. În loc să își facă timp pentru copiii lor și să le acorde atenția de care au nevoie, ei apelează la Bonă. Se pare că discuția celor doi soți nu a condus la nicio concluzie, iar Dan, nervos, pleacă la mama lui. Dar oare ce urgență are doamna Mihaela încât prezența fiului ei să fie atât de necesară? Bună, mamă! Aoleo, bine că ai venit! Scuză-mă că te-am speriat! Că m-ai și speriat! De ce m-ai chemat? Ce s-a întâmplat? Uite, mă, vreau să fac show-ul merarul ăsta și nu știu să-l fac. E imposibil să-l fac. Pentru ăsta m-ai chemat? Da. Pentru merarul ăsta m-ai chemat, măi, mamă. Păi și de ce? Păi nu trebuia să te chem dacă nu pot să-l fac, eu l-am cumpărat și trebuie să-mi pun hainele pe el. Cum adică? Pe cine trebuia să chem? De la mine, de la mine, de lasă-l, lasă-l, stai eu jos. Eu uite chestia. Stai jos, te rog, acolo. Da, stai stau, jos, stau. Dar nu trebuia, măi, mamă, poate îl puteam să-l fac oricând, trebuia să vin acum, repede. Păi da, acum îmi trebuia, mamă, că de 2 săptămâni l-am aici și tot mă chinui să-l fac și nu pot să-l fac. Eram și eu, în fine, nu mai contează, ok. Bă, da, în loc să te bucur că mă vezi. Eu mă bucur foarte mult, păi, dar puteam totdeauna, ce? Când ai nevoie, păi, pe cine te-am să ajutat. Știu, mai mamă, păi ți-au spart chiuveta, am venit și ți-am făcut-o. Foarte frumos. S-a înfundat țeava aia afară de nu mai puteai să scapi de ea, am rezolvat-o și pe aia. Foarte bine. A picat piciorul la dulapul ăla, am venit și s-a rezolvat. Acum umerarul ăsta trebuia făcut acum. Mă, dacă nu vrei să-l faci, nu-l face. Mai mamă, nu, eu vreau să te ajut, nu am ce fel de problemă, dar tu nu mă ajut și tu pe mine. Poftim? Nu mă ajut și tu cu copiii. Nu pot, Dane, să te ajut. De ce nu pot, mai mamă? Pentru că am o vârstă. Am crezut că o conving și eu pe maica mea, dar slabe șanse. Nu sunt rea, sunt realistă. Eu iubesc copiii, dar nu pot să-mi asum o asemenea responsabilitate. Am o vârstă și nu mai am putere, nu mai am energie. Nu mai pot să te ajut. Vreau să spun că copiii tăi sunt mari, au multă energie. Băiatul are o putere fantastică. Dacă îmi dă un vânt, eu cad în șanță. Cred că am vorbit de 15 milioane de ori chestia asta. Ok, am înțeles-o. Așa. Am înțeles-o. Dar de ce nu mă poți ajuta și tu? Nu e mare lucru. Trebuie să te duci frumos, să-i iei de la școală, să-i aduci acasă. Nu trebuie să le gătești, are cine, foarte bine. Doar să stai cu ei, îi duci la meditații, eu mai trebuie să mai meargă la not și atât, mai mamă. Nu trebuie să faci nimic. Nu fac. Da. Da, chiar nimic. Păi numai până mă duc la școală și mă întorc și nu mă ascultă și când sunt amândoi să încep să se hârjonească unul cu altul și eu le spun potoliți-vă și ei nu se potolesc și aleargă și eu trebuie să mă duc după ei. Stai, mă, că vine mașina, stai, mă, stai aici lângă mine. Păi tu crezi că eu mai pot să fug după ei după ce am pățit cu piciorul ce am pățit și am o vârstă, am 60 de ani, la 60 de ani sunt ca o floricică? Tu ce crezi tu? Ori e prost, ori e și orb. Eu nu înțeleg cum el nu vede ce se întâmplă în casa lui. Eu știu de ce face așa. Nu a suferit-o niciodată pe Clara, dar asta nu înseamnă că trebuie să se răzbune pe mine. Te rog, nu mă enerva. Vrei să plec să nu termin asta? Vrei să plec dacă să nu... vrei să pleci și să nu termin asta, pleacă. Pleacă.
Dacă așa am crescut eu un băiat care să mă șantajeze pe mine ca să facă un nenorocită umerar cu ceva care nu pot să fac, dar eu ți-am dat soluție. Eu vreau să spun o chestie. Nu pot că iubesc pe copii și aș vrea cu mare drag și mi-ar fi drag de ei. Așa. Dar sunt nezbătăuși, sunt nezbătioși, mamă. Și ce, nu poți să ai tu grijă de ei? Păi eu aș avea grijă de ei dacă ei ar fi statui. Dar din moment ce se îmbrâncesc și se duc și păi aleagă... sunt copii. Păi sunt copii, sigur că sunt copii. Nu pot. Adevărul că eu o înțeleg pe maică-mea. Și-a rupt piciorul din cauza lui fiu-miu, n-am fost nici eu, nici nevastă-mea alături de ea și acum ne pasează foarte frumos. Copiii trebuie să ai o atenție de fier, o putere și o energie de fier. Și eu nu mai pot. Cât să pot? Eu iubesc foarte mult. Da, mă, dar mamă, nu mai știu, pot, dar avem mamă. Și eu nevoie de ajutor din partea ta, ca și mama mea. Dragul meu, de ce ți-ai luat tu firma aia care ți-ai făcut-o în loc să ai mai mult timp liber? Că nu-ți trebuia, câștigai bani destul. De ce nevastă ta stă de la începutul zorilor până când vine a doua zi pe zori? Că nici nu știu de ce stă la serviciu atâtea ore. Poate stă de altceva, nici nu știu de... Oare de ce mi-am deschis firma? Pentru că aveam și eu un vis. Aveam și eu un vis să-mi deschid ceva frumos, ce-mi place mie, să fac ce-mi place mie. Foarte bine. Atunci du-te mai puține ore la firmă, că e firma ta, și ai grijă de copii, că eu nu pot, că te-aș ajuta, dar nu pot, dragul meu. Foarte bine. Dar nevastă ta ce face? Mâncare nu face, spălat nu face, curățenie nu face, de copii n-are grijă, ea se duce la servici. E carieră. Să-și facă carieră, da. Să o pună președinta țării. Ce să fac? Cea mai vinovată este norul meu. A făcut 2 copii, s-a spălat pe mâini de responsabilitatea de mamă și stă la birou toată ziua, de dimineață până seara. Eu am al 7-lea simț și tare mi-e frică că se întâmplă ceva și nu pot gestiona situația. Gata, mamă, gata, am înțeles. Ok, uite, vezi că ți-am făcut ăsta, am fugit, vorbim, mulțumesc mult de ajutor. Hai să trăiești, mulțumesc și eu frumos și nu fi supărat pe mine, să știi că eu copii... să fiu bucuros. Dan, gândește-te. Gândește-te că nu pot. Bine, mamă. Gândește-te, bine, te bine, rog bine, din suflet, ca copii de mii de ori. Sărut mâna, te pup, sănătate. Și eu te pup, mamă, pa, te pup. Pa. Și nu mai fi supărat, că n-ai de ce să fii supărat. Ne-am dat seama că doamna Mihaela nu prea o are la suflet pe Clara și din pledoaria ei reiese că o bănuiește de adulter. Oare să fie adevărat? Nu știm sigur, însă de infidelitatea lui Dan suntem siguri. Ce faci? Te așteptam. Uite, nu mai pot aici, mă ia capul de muncă, câtă treabă. Muncă, și iar muncă. Da, am o comandă mare, dar e super. Foarte bine, foarte bine. Tu ce faci? Un pic stresată, să zic așa. De ce? Cu bărbatul meu ăsta îmi pune întrebări unde plec, ce fac, îmi vin. Cam suspicios că am pune atâtea întrebări. Adică? Așa, el de obicei nu întreabă. Știe că mă la treabă, vin de la treabă, dar mi-a tot pus întrebări legat de unde te duci, ce faci la florărie, de ce nu vii cu bani. Și m-a cam băgat la idei, să zic așa. Ce idei? Să nu își pună altfel de întrebări. Aha. Cum s-ar spune. Nu cred că e cazul. Și eu zic la fel, dar aș vrea să fiu totuși precaută. De, ok, nu strică, normal că nu strică. Da. Mă gândisem la ceva pe drum când am venit încoace. La ce te gândisei tu? Ce ai spune tu dacă am închiriat noi o garsonieră? Dacă aș închiria eu o garsonieră... Tu ești domnul. Așa ar fi frumos. Să închiriezi tu o garsonieră. Așa. Crezi că e o soluție aici, bună? Eu așa zic, ar fi mult mai bine. Da, am înțeles. Chiar o garsonieră, ne întâlnim acolo, crezi că ar fi mai în siguranță decât florăria, că la garsonieră... Aș putea să-l păcălez mai ușor, îi spun, merg la o prietenă, beau o cafea, o oră, aș putea să lipsez mai ușor așa de acasă. Oricum a mai fost făcut o dată așa și mi-a ieșit foarte bine. Mara, poate la garsonieră ne prinde mai ușor, aici măcar avem o motivație. Nu, că aici dacă nu vin cu bani, îmi pune întrebări. Așa, de la garsonieră am băut o cafea cu o prietenă și aia e. Nu am cu ce să vin, de okay. Ce să... Și e mult mai ușor. Și garsoniera asta unde vrea să fie? Mai aproape de tine? Mai aproape de mine? Nu știu, te las. Ca bărbatul să nu... Dan! De ce ai o amantă?
mi-am dat seama nici o clipă. Nu m-aș fi gândit că e genul de bărbat care să-și înșele așa ușor soția. Dora! Las! Dora, Dora, ce... Dora, ce cauți aici? Dora! 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 E soția ta? Nu m-a prins pe mine, dar l-a prins pe el. Decât să fiu în așa situație, mai bine lipsă. Dora, stai, nu pleca. Dora, 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 stai, nu pleca. Dora, ce Dora, vrei, Dani? Dora, ce stai, vrei? Stai, ce te rog, nu pleca. Stai, stai, nu, nu pleca, te rog, eu de mult. Ce să nu plec? N-ai înțeles, nu e nimic. Am înțeles foarte bine, te rog, eu Dora, nu pleca, te rog, stai, n-ai înțeles bine. De ce, Dani, de ce să stau? De ce? Pentru că vreau să-ți explic că ce ai văzut tu nu e ce crezi tu. Crede-mă că nu de e. De ce, Dani, erai cu o femeie alta decât nevastă ta? Și vorbeați să închiriați o garsonieră să vă mutați împreună. Așa am și? Înțeles greșit. Așa și? Ce, e o chestie alea, e o chestie pe lângă. Doamne, ce prostie a fost în capul meu să vin aici. E treaba ta, e viața ta, nu mă privește. Doar înțelege-mă și pe mine, tu știi căsătoria, știi că e moartă, știi, am și eu bărbat, am și eu nevoile mele. O chestie din când în când se întâmplă, nu e absolut nimic cu ea. Da, da, eu știu cum e căsătoria ta, da, eu știu. Dar știi ce nu știam, am înțeles, ok, ești în Sureanu, nu mai merge relația, nu știam că tu ai și o amantă. Dora, nu e amantă, e o chestie cu un prieten cu beneficii, cu cum să zice în ziua de azi, o chestie, ne descărcăm și noi stresul. Daniel, tu chiar nu vezi nimic? Tu chiar nu vezi nimic în jurul tău? Daniel, am crezut că ești un om, ok, căruia nu-i mai merge căsătoria, un om serios, care muncește, n-am vrut să-ți fac rău, dar tu ce faci? Dora, eu te înțeleg. Acum, de ce te-ai supărat? Explică-mi și mie de ce ești supărată. Ce, ai, ok, ai venit încoace, voiai să-mi spui ceva? Spune-mi dacă aveai... Serios, tu chiar nu vezi nimic? Tocmai asta m-a atras la el, că e un om bun, că e un om familist, că nu ar putea să calce strâmb. Și încolo, uite, surpriză. Ce să mai zic acum, că orice aș zice e în defavoarea mea. E prea târziu, tu deja ai o viață paralelă. Ce să mai caut eu în ecuația asta? Dora, Dane. Dora, stai. Și tu în ecuația asta ai locul tău, adică eu te înțeleg, uite, ești o femeie frumoasă, ești o... Locul meu care, de bună, nu? Dora, tu nu vezi te-ai nimic? Gândit? Ba da. Ce vezi, Dane? Când eu sunt lângă tine, sunt lângă voi de atâta timp, am fost mai nevastă decât e nevasta. Am fost mai mamă pentru copiii tăi decât ea. De ce, Dane? De ce? Corect și ești și îmi place de tine, cum arăți și cum alea, dar tu te-ai gândit la mine, eu în casă cu doi copii, cu soția, nu puteam să fac nimic, nu te-ai gândit la treaba asta? Da, ai putut să-ți faci amantă. Pe mine m-ai dat la o parte cu tot ce am făcut pentru Dora, tine. Dora, nu te-am dat la o parte, cum dar te-am dat la... ce ai făcut? Chiar nu știu ce a fost în capul meu să vin să fac prostia asta, să vorbesc cu tine, dar... Chiar nu puteam să-mi imaginez că te găsesc la florărie, putea să vină nevastă ta? Dora! Vorbim cu noua ta amantă sau vechea de când este despre cum să vă mutați Dora, împreună. Dora, ți-am zis că nu e amantă, e o colegă de serviciu, pe bune, dacă e, eu pot să, n-am niciun fel de treabă cu ea, de ce nu înțelegi? N-are cum să zică nu acum, n-are cum să-mi dea conflict. Se gândește că pot să-i spun oricând lui nevastă sa adevărul. Nu pot să o las să plece așa, că dacă pleacă știu ce urmează pentru mine. Uite și tu în locul meu, ce puteam să fac în casă, cu soția, cu copiii, erai în casă acolo, ești într-adevăr, ești mult mai mamă, ești frumoasă, îmi place, aș fi vrut și eu, normal că aș fi vrut. Puteai să găsești o soluție, să fii bărbat și să vorbești cu mine, dar te-ai făcut că plouă, te-ai făcut că nici nu observi. Dora, nu am vrut să greșesc lucrurile în casa mea, nu puteam în casă. Iartă-mă. Ai greșit în afară, da, așa e. De ce nu înțelegi că e nimica ce e în afară? E nimica, e o chestie, vine, trece. Eu nu m-am băcat să-ți fac rău, am stat deoparte. Abia mi-am făcut curaj să vin aici să vorbesc pe față, să spun lucrurile pe față. Și tu ce faci? Dora, îmi place de tine mult, deci de ce nu înțelegi? De ce nu prinzi ideea? Cred că cel mai bine ar fi în situația de față, pentru că pe mine mă doare foarte tare ce se întâmplă. Hai, calmează-te, nu, te rog, n-are de ce să te doare, hai să vorbim. Ascultă-mă. Te ascult. Nu doar îmi place de tine, Dane, eu te iubesc pe tine. Iubirea asta nu ține mult. O zi, două, trei, căci o știu eu pe Dora. Îl cunosc bine pe Dan și știu ce urmează. De data asta va fi în favoarea mea. Da, ai auzit bine. Ceea ce tu n-ai avut ochi să vezi, pentru că ai fost ocupat în altă parte. Și eu nu mai pot să stau în situația asta. Eu vreau să plec, nu mai pot să continui să lucrez pentru voi, Dane. Unde? De ce să pleci? Pur și simplu, pentru că nu mai pot să stau. Și o să-i spun soției tale adevărul. Cum adică adevărul? Nu sunt un om parciv, nu vreau să joc. Cum adică adevărul?
te-ai panicat. Stai liniștit, nu o să-i spun despre amantlicul tău. Nu, o să-i spun că eu sunt îndrăgostită de tine și că nu vreau să mă bag și să vă stric familia și că e mai bine să plec. Dora, Dora, nu te grăbi acum, te rog, eu nu știu că îmi place de tine. Hai să vorbim, hai să ne gândim. Te rog, hai să, te rog, ascultă-mă și pe mine. Că, nu, de ce, ce rezolv dacă mergi și spui? Ce rezolv dacă mergi și spui soție? Dora, ce rezolv dacă... O să joc tare. Dacă nu e al meu, să nu fie al nimănui. Vreau, nu vreau, trebuie să fiu cu ea. Ca să-i închid gura, că știu că ea asta își dorește. Dora! Dan, Dora! Te rog, gata, Dora, ajunge! Dora, 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 stai, 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 te rog, te rog, te rog, te rog, stai, 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 te rog, nu pleca. Te rog mult, înțelege-mă, te rog, te rog, te rog, te rog. Te rog, înțelege-mă, gândește-te și la mine. Uite, îți recunosc, recunosc că am fost un laș. N-am avut curaj să zic ca tine, în față. Tu ai avut curajul și ai venit și mi-ai spus da, în față. Da, nu ai zis pentru că nu ai simțit, pentru că erai ocupat cu pamanta ta. De asta nu, nu ai spus, te rog, nu. Eu gata. Îți apreciez foarte mult curajul și că ai venit să-mi spui. Îmi place foarte mult, am fost un laș și uite, ce, o să-mi repar greșeala. Îmi repar greșeala. Te rog, dă-mi și mie o șansă. Ce te șansă, rog, Dane, te rog, te rog, hai să mergem la o cafea, să vorbim, să... Dan, gata, am înțeles, sunt în plus, e în regulă. Nu ești, nu ești în plus, te rog, te rog mult. Te rog, dă-mi o șansă, te rog, haide. Uite-te la mine, uite-te la mine, hai. Amanta ta? Acum mingea este la mine și Dan o să facă așa cum vreau eu. Dar îl fierb un pic, că merită. Haide să mergem, să vorbim, să găsim o soluție. Dan, ce să caut eu a treia femeie în ecuația asta? Nu vei fi a treia femeie. Da, câta? Poate mai sunt și altele despre nu care nu știu. Fi... Hai, vorbim și găsim o soluție împreună. Crede-mă, nu, putem găsi. Lasă-mă să plec, te rog frumos. Te rog, gata, te rog, te rog frumos, stai, stai. Dora, Dora, nu pleca, te rog eu mult, nu pleca. Te rog. Te rog, înțelege-mă și pe mine, înțelege-te și pe tine. Ai spus că mă iubești, da? Ai spus că mă iubești? Hai la o cafea. Hai la o cafea. Haide, hai, 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 mergem la o cafea și vorbim și găsim soluții. Hai, te rog. Incredibil ce situație! Dane, credeai că aventura ta cu Mara este în siguranță? Iată că te-ai înșelat! În plus, ai ajuns să fii șantajat de Bona copiilor tăi. Doamne, suntem tare curioși cum vei gestiona tu toată situația de acum înainte. A trecut o lună și iată-ne din nou în casa familiei Popescu, unde o regăsim pe Dora având grijă în continuare de Andrei și de Rebecca. Mâini sau mânuță? Mână! Dar poți să zici sus, hands? Și de la put your hands up, mâinile sus, da. Mâinile sus. Ia să vedem aici. Astea sunt parrots. Adică? Papagali. Papagali. Sunt de o lună cu Dan și deja mă simt altfel, mă simt ca acasă. Parcă sunt la mine acasă, copiii lui parcă sunt copiii mei, nu știu, sunt foarte fericită. Tati! Ce fac copiii mei? Mamă, ce cor ai aici, dacă ai venit acasă, gata, ai primire. Ce mă bucur să vă văd. Ce faceți? Învățăm. Ce e asta? Ora de... Ora de engleză. Păi așa se face engleza? Eu știam că trebuie cu termeni, cu... Bine, ai venit în 2023, în secolul 21? Cred. Păi și... Crezi? Adică voi învățați, adică învață engleză așa? Nu înțeleg. Da, măi, noi suntem moderni. Aha, da. Bine, ai venit în modernism. În fine, da, nu știam. Hai, lasă-ne, că știm noi să ce faceți, copii? Sunteți ok? Da. Amândoi? Da. Ia bravo, să-i arătăm lui tati, că zice, auzi că nu învățăm engleză. Ia ce este asta? Eu. Ce avem aici? Tigers. Tigers. Good. Aici avem Andrei. Cat. Ah, mi s-a blocat. Vezi? Și astea s-au învățat din cartonașele astea, zici tu? Da, așa le învățăm. Ah, okay. Păi decât să-i pun să le scrie, să plictisesc mai repede, sunt copii, au și ei nevoie să fie interactivi, așa râdem, glumim, mai facem o glumiță, da, mai da. Repetăm un cuvințel. Suntem împreună pentru că nu prea am încotro decât să-i spună lui nevastă mea, am preferat să am bucurii din când în când și la ea. Tati, rămâi cu noi să te joci dacă ai venit mai devreme? Nu, da, chiar, tati. Hai nu, 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 nu pot, tati. Îmi pare rău. Eu am venit mai devreme să iau niște contracte. Am puțină treabă la serviciu. Iau niște contracte și plec. Nu stau. Da? Haide. V-am așa pupat. Repede. V-am pupat. Pup. Pa. Pa, 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 pa. Auziți? Ia, desfacem astea și vă apucați voi să le faceți. Da? Și merg eu să-l întreb pe tati totuși dacă nu cumva poate are nevoie să mănânce, să bea un pahar de suc, da? Și mă întorc imediat. Să fiți cu mine până mă întorc eu, da? Da. Da.
trebuie să recunosc că îmi place Dora, dar este genul de femeie care se cam joacă cu focul. Ce faci, iubirea mea? Oh, Dora, Dora e nebunit, Dora sunt copii, Dora, Dora sunt copii. Mă, ce fuge așa? Dora e nebunit, sunt copii, dincolo, Dora, dacă ne auzi. Ce bine. Dora, cum poți să faci așa ceva acasă? Dacă le-am lăsat de copii să le iei în cameră și nu au treabă cu noi, am închis ușa, am ieșit de la ei acum. Dora e nebunit, dacă ne auzi. Dora, poți să intri? Auzi, hai să-i testăm patul nevastă ta, să văd ce salte acum fără. Da, ești pe glume acum, serios, dacă ne auzi copii, nu mai râde, nu mai fi urâcios așa. Dora, nu e, stai, Dora, te rog. Iute-le, ce mă împinge, hai mai iubire, ce ai, nu vin copii. Eu cred că face asta intenționat, ca să fim prinși. Și eu trebuie să fiu extrem de atent. Acum îi forțez mâna destul de tare. Dar fac orice pentru ca nevastă să afle despre noi și să divorțeze ca el să vină la mine. Ești chiar așa, eu înțeleg, dar... Ascultă-mă, copiii tăi sunt mari. Și înțeleg că trebuie să stea acolo la locul lor tocmai, și ei se joacă. Tocmai pentru că sunt mari și o să audă și o să mă întrebe, dar ce s-a auzit, tati? Pentru că deja Rebecca e mare și la școală... Nu și... se aude nimic. Și ăla micul deja a venit săptămâna trecută cu o întrebare la mine. Ce se întâmplă când un băiat și o fată se pupă? Vrei să mă pui în situații de genul ăsta? Ce să-i răspund eu dacă audești? Îmi spui că se face un schimb. Hai, mă, iubitule, nu mai fi pozac așa. Dora, te rog, hai că... Dar suntem împreună, ce ar trebui să stau la distanță de tine, la etajul de sub? Da, dar nu în casă, nu aici. Dar nu aici. Nu-ți fac nimic, decât te iubesc, adică nu-ți fac nimic rău, nu-ți fac niciun rău. Eu știu că mă iubește și se vede și se simte lucrul ăsta. Indiferent de situație, eu nu pot să divorțez de nevastă mea. Avem casa, avem afacerea, avem copii. Dora, rău, nu-ți fac nimic. Dora, Dora, te rog, Dora, Dora, suntem în casă, nu putem să facem așa. Știu că sunt plictisitor, dar nu pot. Aici, în casă, trebuie să fiu plictisitor. Lasă că o să fiu mai bine, îți promit. Când o să-mi promit? Acum arde, acum e important. Nu mâine, poimine, peste nu mâine, poimine, te rog frumos. Hai, liniștește-te, calmează-te, 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 te rog, te rog. Stai acolo. Șt. Cred că am făcut destulă gălăgie, dar nu... E ok la copii. Tu faci gălăgie, că până acum era liniște și pace și toată lumea fericită rog, și păcat. Nu mă mai atinge, nu mă mai atinge, te rog, nu în casă. Mai bine, mă super pe bune, ce știu ai? Că te super, dar nu în casă, înțelege-mă și pe mine, nu aici. Nu putem aici. Am crezut că glumești, tu chiar e serios. Tu ce vrei? Chiar dacă fac ceea ce fac, o respect pe nevastă mea, pentru că este singurul om care m-a susținut și m-a ajutat în ideea mea nebunească de a-mi deschide o florărie. Ce-am hotărât noi împreună? Ce-am hotărât că această relație va fi pe discreție, pe nu știe nimeni, vin eu la tine? Nu știe nimeni. Dora, Dora, am stabilit că vin eu la tine și vei fi cu capul pe umeri și nu vom face nimic în casa asta. Nu așa am stabilit? Da. Nu așa am stabilit? Uită-te la mine. Am stabilit că vin eu la tine și că în casă suntem exact, știi tu cum suntem, reci, frumos. E ok ce am stabilit? Da, vrei să respectăm ce am stabilit sau vrei să stricăm tot ce e bun? Deci ești incredibil. Ai stricat tot momentul. Până acum eram bine și nu complicam pe nimeni cu nimic. În fine. Dora, nu vreau să... Nu mai pune mâna pe mine, te rog. Nu în casă. Bine, mă duc la copii atunci, vine... că m-ai nebunit de cap. Zici că a venit peste vin eu la tine după, este ok? Este în regulă, vin eu după. Mă duc la copii casă. Deci rămâne cu... Dan și Clara au ajuns doi străini în propria căsnicie și tot ce îi mai leagă sunt copiii, casa și afacerea lui. Doar că într-o zi, Dan va fi scos din rutina lui zilnică într-un mod neașteptat. Ce sunt ăștia? Chilos. Și-ai cui sunt? Nu știu, ai tăi. Ai mei, nu? Da. Ți se pare că în cap eu în ăștia? Ăștia sunt chiloții Dorei, clar, dar nu știu cum au ajuns în casă, pentru că eu nu m-am făcut nimic cu ea. Clara, dacă nu sunt ai tăi, așa? Sunt ai fetei... Sunt ai fetei noastre! Fata noastră a început să poarte așa ceva! Clara, deci nu știu a cui sunt chiloții ăștia. De unde vrei să știu a cui sunt chiloții ăștia? De... Dan, te rog frumos, până aici, cu cine mă înșeli? Clara... Tu bune, cum adică cu cine te înșel? Am găsit perechea asta de chiloți la noi în casă!
Clara, dacă nu sunt ai tăi și nici ai fetei, eu de unde să știu cui sunt chiloții? Dacă mai zici o dată că sunt ai fetii, astfel de chiloți, copilul nostru, fetița noastră să poarte așa ceva? Deci nici nu mai pot să gândesc acum, pur și simplu îmi pleznește capul de nervi. Ce să-i zic eu, nevastă mea? Ce să-i zic? Că orice i-aș zice, nu mă crede. Clara, unde i-ai găsit? Unde i-am găsit? În coșul de rufe! Păi și eu de unde să știu ce căutam în coșul de rufe, chiloții ăștia? Dacă nu mă pricep la așa ceva, pe bun. Termină! Tu de-aia ai început să-mi iei flori și toate astea? Clara, tu ai pe cineva? Pe cine ai? Cu cine mă înșeli? Clara, nu te înșel cu nimeni și nu te duc cu gândul la prostii, te rog frumos, nu mă are Doamne nicio... Doamne ferește, găsesc așa ceva, că nu mai pot să pun mâna pe ei, la noi în casă, și mă înșel, la noi în casă, deci tu aduci și aici? Clara, nu te înșel nimeni la tine în casă, pe bune, hai calmează-te, ești incredibil, ai cui sunt acești... Nu poți să tragi concluzii după o pereche de chiloți minuscul, nu știu Dan, ce spui. Nebunesc, ai cui sunt chiloții, recunoaște odată. Deci dacă Dan îmi zice că are o amantă, nu știu ce sunt în stare să-i fac. Este clar, trebuie să o rup cu Dora. Ea a făcut pocinogul ăsta ca să mă prindă nevastă mea. Ai mei nu sunt, nu am de unde să știu. Păi ai tăi nu sunt, că nu, știu că nu porți așa ceva, cred, sper, nu știu. Nu port, îți zic sigur că nu port, deci n-am cum... Deci, ai mei nu sunt? Ai fete ai nu sunt? Copilului termină cu prostiile, așa? Stai. Da? Clara, ai tăi nu sunt, ai fetei nu sunt. Totuși în casa asta mai locuiește cineva. Mai locuiește cineva în casa asta? Mai locuiește cineva în casa asta, e toată ziua prezentă. Cine e cu noi, cu copiii? E Dora, nu? Nu te-ai gândit? Deci mă înșel cu Dora? Doamne, cum să te înșel cu Dora? Dan, Clara, mi-e rău. Clara, revino-ți, Clara. Cum să te înșel cu Dora, Clara? Am auzit scandalul. De sus se auzea în ultimul hal. Asta mi-am dorit. Acum să-i facă bagajele, să-l ia la goană. Dora! Clara, calmează-te, ce s-a Clara. Ce s-a întâmplat? Dora, ai cui sunt chiloții ăștia? Nu cred, îmi cer scuze, vai, ce rușine. Dora, păi tu ți-i lași pe în casă, pe oriunde, peste tot și Doamne, faci iartă-mă. Necazuri în familia, iurea. Iartă-mă, da. Pă bune, nu am vrut. Deci, pe cuvânt că nu am vrut. Știu că nu ai vrut, dar nu se face, nu se lasă așa, Dora, că uite ce, vai, ai ce văzut rușine. Clara? Uite ce necazuri îmi faci, uite ca să ri la gâtul meu să ia gâtul că acui sunt chiloții. Pă bune, serios. Ai mei sunt, nu a fost cu intenție, jur. Și ce căutau în coșul de rufe? A fost o chestie cu copilul, am avut o problemă, am fost până la baie, am vrut să, mă rog, să mă schimb, n-am mai apucat pentru că am auzit copilul strigând și m-am gândit că s-a întâmplat ceva, m-am speriat și am pus în coșul de gunoi, de rufe, sunt, mă rog, curați. I-am pus acolo ca nu cumva să intre cineva după mine repede la baie cu gândul să iau. Cum să faci așa ceva, m-am femeie? Zăpăcit, cum eu, să eu, faci eu, așa gata, ceva? Gata, pe bune, am crezut nu, că a căzut, s-a lovit ceva și am fugit. Dar nu e normal să se întâmple așa gata, ceva în casa las-o noastră. Las-o acum, las-o, am descoperit vai, ce rușine, deci nu mi-a fost cu intenție. Iartă-mă, Doamne, cât de prost mă simt, ce rușine. Nu se mai întâmplă, promit, iartă-mă, Dane, nu. E în regulă. Nu aș face așa ceva. E păcat că s-a întâmplat și acum, nu că nu se mai întâmple. Bine că nevastă mea o crede și am scăpat cu basma curată pentru moment, dar trebuie să scap de ea. Doamne ferește, nu vine să cred cât de credulă poate să fie. Orice-i zic, iau ea de bună și accept. Nici nu vreau să mai aud așa ceva, da? Gata, vă rog frumos. Lasă-o, te rog frumos, adică Clara. Ce să stea liniștit? Gata, stai puțin. Am înțeles, am crezut că altceva. Ce ai înțeles? Stai puțin, ce ai înțeles? Gata. Gata, că ne auzi copii. Uite, vezi? Uite-te! Eu când s-a întâmplat, ai auzit, s-a întâmplat. Eu când îți spun, păi uite ce necaz, vii la gâtul meu să-mi sare acui sunt chiloții, ai de unde să știu eu. Și da, eu când îți zic, să o dăm afară, trebuie să o dăm afară, că uite ce necazuri ne fac. Să o dăm afară? Da, trebuie să o dăm afară. Nu se poate așa ceva un comportament de ăsta, să-și uite chiloții pe toată casa. Gata, mai încet, nu mai pot, dar ai venit aici să mă întorci în 10.000 de feluri și după aceea nu mai gata, nu mai pot. Am încredere în Dora, dar în momentul de față nu mai bag una în foc pentru nimeni. Eu mi-am dat seama din start că dacă o să vină în casă, o să-mi facă probleme. Și uite că de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Da, hai calmează-te, termin. Să mă acuz că nu te mai iubesc și că te înșel și în casă. Am văzut niște chiloți de femeie, era normal să reacționezi așa. Nu da, normal. Gata, am descoperit. Nu e normal să reacționezi așa și te rog frumos să nu te mai gândești niciodată la prostia asta. Îmi pare rău. Și trebuie să ne gândim cu Dora foarte serios ce facem. Nu este în regulă așa ceva. Nu se dau fata asta afară, da? De ce? Ne ajută prea mult, pur de și ce? Simplu. Ne ajută cu totul. Nu pot, eu nu pot, da? Clara, hai, calmează-te Clara. Și gata, dar nu este normal că... Mă duc la copii!
Din păcate, Clara este prea ușor de manipulat și trece cu vederea Dorei niște gesturi care nu se fac. Sunt de-a dreptul jenante. Dan a speculat situația penibilă încercând să o elimine din peisaj pe Dora, însă fără succes. Pe de altă parte, nici Dora nu și-a atins scopul, ceea ce nu-i convine deloc. Și din câte observăm, sigur pune iarăși ceva la cale. Dar oare ce? Vine un pic încoace să nu stăm chiar la ușă. Trebuia neapărat să vorbesc ceva cu tine. Clara, îmi pare rău, te-am mințit. Cu ce m-ai mințit? Nu mai pot să te mint, nu pot să te ascund. Chiloții aia nu erau ai mei. Cum adică chiloții aia nu erau ai tăi? Nu erau ai mei, ți-am zis așa ca să salvezi situația în momentul ăla. Pentru că țipați și vă auzeați de sus. Deci mi s-au muiat picioarele în momentul ăsta. Deci a rămas fără cuvinte, sunt blocată. Clara e femeie? Păi merită ea familie, bărbat, casă? Pare și rău. Și atunci cui erau chiloții? Nu știu, nu știu nimic, doar că am văzut că voi țipați și vă certați foarte tare, copiii erau în casă și puteau să audă discuția. Fai de cap. Clara, trebuie să fii mai atentă, mult mai atentă decât ești. Eu nu mai înțeleg nimic. Deci tu vrei să-mi spui că soțul meu are o amantă? Nu vreau să fac presupuneri, dar este o pereche de chiloți care sunt găsiți la tine în casă și nu sunt ai tăi, nu sunt ai mei, cred că nici ai lui. Deci nu pot să cred așa ceva. Deci soțul meu mă înșeală, da? Calmează-te un pic, că nu vreau să ajungă discuția, dar nu pot să-ți ascund lucrul ăsta. Nu știu dacă te înșeală, dar ar trebui să fii mult mai atentă. Da, nu, e clară situația. E clară situația. Deci după 10 ani, după 10 ani de căsnicie, în care am dat tot ce am putut eu mai bun, în care m-am sacrificat cum am știut eu mai bine, el acum îmi face chestia asta. Pentru ce îmi face mie chestia asta? Cu ce am greșit eu? Cu ce? Cu ce? Că m-am gândit și eu un pic la mine? Stai puțin. Nu face presupuneri. Doar îți spun să încerc să fii mult mai atentă. Nu știu, vină mai des acasă. Nu știu, întinde-ți antenele. Vină pe nepusă masă. Mergi după el la serviciu. Vină acasă fără să anunți. Fă ceva, pentru că pierzi terenul. Nu știi ce se întâmplă în jurul tău. Doamne, cât e de fraieră. Orice vrăjeală înghite, zici că nici nu are cap să gândească. Și mi-am dat seama că e schimbat, că e agitat, că e cu mintea în alte părți, dar n-am crezut niciodată că poate să facă așa ceva. Da, eu chiar nu știu ce se întâmplă în jurul meu, pentru că se pare că... Nu știu, lipsesc poate mai mult decât ar fi trebuit să o fac, dar eu cu viața mea ce să fac? Am stat 10 ani în căsnicia asta și am făcut tot ce am putut eu. Am fost o mamă bună, am fost acolo, am... Și acum încercam să-mi văd și eu de viața mea un pic, da? Să am și eu, e important proiectul ăsta pentru mine. Adică eu nu fac de mult timp chestia asta, înțelegi? Eu nu fac de... Și s-a ajuns aici să mă înșele? Știu, dar nu poți să le ai pe toate la același nivel. Și ce drept, ai lipsit foarte mult. Gândește-te că tu stai foarte mult timp plecată. Nu ești cu copii, nu ești cu el, nu ești acasă. De multe ori eu am fost plecată cu copiii. Poate că el a venit acasă în lipsa noastră. Nu știu ce să zic, ce se întâmplă. Și nici eu n-am fost tot timpul, n-am de unde să știu tot ce face. Dar mai gândește-te la un lucru, Clara. Între voi poate chiar ceva nu e în regulă. De atâta timp tu nu ești prezentă. El nu este, tu nu ești. El pleacă, tu pleci. El are alte treburi, tu ai alte treburi. Până la urmă, o relație, o căsnicie are nevoie de mult mai mult de atât. Și un bărbat are nevoie de mai mult. E posibil să greșească. Ce mă fac acum? Ce mă fac? Am doi copii. Păi normal că Dan își face de cap. Din cauza ei face ce face. Gândește-te în ce hal te-a mințit în față. Tu l-ai prins cu mâța în sac și a zis că nu e vinovat. El a dat vina pe alții, ba chiar când a zis că stai mei chiloții, a tăcut din gură și mă îndoiesc că el credea că stai mei. Că aș face astfel de gafe. Ai dreptate. Îmi pare rău, Clara, dar trezește-te la realitate ca să nu afli după nu știu cât timp că ai fost mințită, să afli adevărul mai bine mai devreme decât mai târziu. Mi-e milă de ea. El a dat în ea și ea, săraca, l-a acoperit. Ea nu are ce să caute alături de Dan. Eu, da, eu pot să-l fac fericit. Eu pot să fiu jumătatea lui. Lasă-mă că eu trebuie să mă duc să mă liniștesc, pentru că nu așa ceva. Clara, orice ar fi, vreau să știi că sunt lângă tine. Doamne, cât de vicleană ești, măi, Dora! Cu câtă nepăsare o înjunghi pe la spate pe Clara și câtă satisfacție se citește pe chipul tău. Acum probabil ești mulțumită, nu?
A trecut o zi în care totul a decurs normal în familia Popescu, doar că Dan se întoarce acasă mai devreme ca de obicei. Nimic nu se anunță special până ce el observă sticla de șampanie și cele două pahare. După zâmbetul pe care îl afișează, presupunem că ce i s-a pregătit trebuie să fie un prilej de bucurie, nu? M-a sunat nevastă mea să vin acasă pentru că are o surpriză pentru mine. Și ea cam de mult nu mi-a făcut nicio surpriză. Iubire! Da, iubitule. Dora, ce faci aici? Bine, te aștept. Îmbrăcămintea, n-aș putea să-mi... Costumația asta, ce e cu tine? Ce faci aici? Deocamdată sunt îmbrăcată, dar pe sub... Dora, închide, te rog, frumos. Dar de ce? Îmi vine să cred. Dora și-o caută cu lumânarea. Se joacă cu focul. Ai găsit șampania. Dora, tu ai pus șampania asta pe scări? Dar cine credeai? Copiii, niciun caz. Dora, ce-am vorbit? Noi ce-am stabilit niște reguli, am stabilit niște chestii și tu le încalci, da, în fața mea. Dora, te rog frumos, încheie-te. Am stabilit că ne iubim, că ne bucurăm de viață. Ce faci? Dacă vrei să bem șampania în pat, e regulă, Dora, putem lasă-le bea în pat. Acolo, nu te atinge, te rog frumos, am stabilit niște reguli. Nu respecti și tu ce faci? Ești nebună, ești... Îți bagi joc de mine? Suntem decât noi de... în casă. Copiii, unde sunt copiii? Nu sunt, sunt la activitățile lor. Și tot asta nu justifică... Două ore, la not, la... Ce vrei tu să facem? Zi-mi și mie ce vrei tu să facem. Te rog frumos, închiete, te rog frumos... Nu mi-am stabilit să facem, stai... Te rog frumos, Dora, ne nu bucurăm de viață, avem și noi un pahar, Dora, nu ne bucurăm de nicio viață în casa asta. Am stabilit niște reguli. Tu ești, tu vrei să mă bagi în belea? Tu vrei să afli nevastă mea? Nu, vrei... suntem doar noi, înțelege. Nevastă ta m-a sunat și mi-a spus că ce crezi? Iar întârzie. Că nu poate să vină la tine Dora, acasă. Dora, n-are tu treabă. Hai, te place, că te știu. Când vii la mine îți place, aici... Doamne, ce panichezi. Faci tu? Dora, ce faci? Dora, mă bagi... De ce își lași? Dar cum? De ce să-mi lași? Pentru că nu vreau să fac așa ceva și ți-am spus nu că... Nu înțeleg, nu-ți place de mine? Poți să nu minți? Este vorba că îmi place sau că nu-mi place de tine. Este vorba că am stabilit niște reguli și tu-ți bagi joc de mine. Mă faci pe față, pe mine, făcând treaba asta, te rog frumos. Pune asta pe tine. Te simți bine. Dora... Când ai intrat în casa asta, am stabilit ceva noi doi împreună. Și nu te-am ajutat, eu am grijă de copiii tăi. Mai mult decât nevastă ta, nu fac orice pentru tine și o să fac, ca tu să fii bine. Și de ce îmi faci chestia asta? De ce îmi faci chestia asta? Păi face parte din a avea grijă ca tu să fii bine. Un bărbat are nevoie de un complex, okay, nu doar de un să fiu lucru, bine, nu? Dar nu în casa asta. Cum am stabilit. Dar nu vine nimeni, crede-mă, nu-i nimeni. Nu pot să... Dacă apare nevastă, trebuie să apară nevastă mea în casă și... Ce să caute? N-auzi că m-a sunat să-mi spună că iar întârzie? Dora, nu fac așa ceva, Dora, de ce nu înțelegi dacă că ea eu... mi-a spus să mă asigur că iau copiii, da? Este clar că cel puțin două ore ea nu va veni. Nu contează, mult, două ore, trei ore, nu contează, nu facem în casa asta nimic! Dar nimic, înțelege? Nu mai țipa, te rog eu frumos, Doamne, ești moartea pasiunii. Și dacă află nevastă mea de noi, de toate minciunile, clar, dă divorț instant. Vreau să te îmbraci și să pleci. Asta vreau. Gata, între noi s-a terminat. Înțelegi? Gata! Ce s-a terminat? Ce? S-a terminat? Mă înșel cu Bona? La fix a venit. Și cred că a auzit exact ce trebuie ca să-și dea seama ce am eu cu Dan. De asta m-a sunat Dora. Să vin acasă ca să-l prind pe bărbatul meu cu ea. Doamne, Clara, nu e, Clara, nu e ce crezi. Clara... Cum adică nu e ce cred? Uite cum e îmbrăcată, Dora! Explică-i. Dora, am avut încredere în tine și în tine, ai zis că mă iubești. Clara, Clara, nu e ce crezi, Clara, te rog frumos să explică-i. Ce să explic? Tu spune. Ce are de explicat? Uite-te la ea, uite șampanie. Trage ăsta pe tine, uite, te rog frumos. Urma să... Vai de cap meu. Clara, Clara, nu e ce vezi, nu e ce crezi, nu. Nu este adevărat. Nu este adevărat, nu? Este adevărat, Clara, nu este adevărat. Este... Încetați să mă mai mințiți, amândoi. Amândoi. Ia mâna de pe mine. Am avut încredere în tine. 10 ani de căsnicie i-ai călcat în picioare. Și tu, Dora, cum ai putut? Clara, Dan, spune-i cine sunt. Spune-i că nu sunt doar Bona din casa asta. Nu are rost să aducem aminte acum să dezgropăm din spate morți. De ce? Spune adevărul. Sunt curioasă cine o să spună adevărul. El, eu sau maică-sa?
Clara, dragă, ai fost mințită din toate părțile, se pare, și tu nu ai observat nimic, dar acum ai auzit suficient cât să-ți dai seama că Dora nu este doar o simplă bonă. Din păcate, o să afli că nici Dan nu este bărbatul în care ai avut încredere, doar că prezența doamnei Mihaela la discuția finală ne intrigă și pe noi, dar se pare că știe mai multe decât ne-a lăsat impresia. De ce eu divorțez? Nici nu înțeleg pentru ce ne-am mai întâlnit aici. Bine faci! De când te așteptam să divorțezi? Mamă! Da, da, da! Mamă! Degeaba ai luat-o pe asta! Adică, da? De ce-mi vorbiți așa? Păi cum să-ți vorbesc altfel? Dar nu înțeleg. Ce nu înțelegi? Tu ai fost pentru el ce? Ce ai fost soția tu pentru el? Lui? Ai fost soția lui? Da. Ea care i-a oferit doi copii, soția lui? Adică lucrurile acestea nu vă spun nimic? A făcut doi copii. E adevărat că a făcut doi copii. Dar a avut grijă de acei copii? A avut grijă de copilul meu? A avut grijă de casă? Mamă, este soția mea, nu că a fost soția mea. Este soția mea. Da? Este, da. Dane, că nu există în viața ta. Cum adică nu există în viața mea? Știm amândoi, de cât întrecere există. Dar nu vreau să treacă informația asta fără să o dezbatem. Cum adică nu a avut grijă de proprii copii? Nu a avut grijă. Le-a dat activități peste activități. Le-i trimis să plecau la 7:30 dimineața la școală și se întorceau copiii. Bănuiesc că este o decizie la pe care au luat-o împreună. Au luat-o împreună. Părinți, da. Vis-a-vis de copiilor. De acord, adică cu dumneavoastră. De mult nu aveți la suflet pe nora dumneavoastră. Domnul Ernest. Domnul ăsta? Ernest, i-a plecat dimineața, venea noaptea, eu nu știu ce făcea el atâta mult. Bani făceam. Exact, exact, mamă, exact, exact. Dar... Am avut un scop, am avut o înțelegere amândoi. Deci nu știu de ce te bagi pe tema asta, nu-mi dau seama de ce. Și nici eu nu înțeleg de ce sunteți așa împotriva mea dintr-o dată. Da, sunt 10 ani de căsnicie. Împotriva ta. Ai rămas gravidă, repede, să te ia el repede, că nu te-a luat nimeni. E, cum e să afli asta, că vreme de 10 ani soacră-ta nu te-a înghițit și ți-a copt-o până la urmă. Da, nu că i-am copt-o. A avut o femeie care l-a iubit. Cu adevărat l-a iubit. Adică a avut o femeie care l-a iubit. Da, a avut o femeie, trebuia să știi. Dora nu este chiar străină de doamna Mihaela și viceversa. Nu mai am putere. Am o vârstă. Ce vrei să fac? Copiii ăștia sunt... copiii tăi și sunt foarte puternici. Îmi scapă de mână. Nu pot să-i duc în parc. Nu pot, nu. Mamă, pot. Nu ai vrut un nepoț, nu ai vrut să fie frumoasă. Păi iubesc, îi iubesc foarte mult. Păi și atunci de ce nu mă ajuți? Păi eu te ajut. Dacă vrei, eu te ajut. Uite, ia-o pe Dora. De cine? Pe Dora. Dora este cea mai bună bonă pentru copiii tăi. Cine? Dora. Iubita ta de acum 10 ani, pe care ai înșelat-o, mamă. Doamne! Da. Păi de unde? Tu ții legătura cu Dora? Da. Cum mai, mamă? Cum așa? Dora e o fată extraordinară. Dora mă sună mereu. Dora vine la mine. Dora îmi dă telefon de ziua mea. Dora îmi dă telefon de Paște. Dora îmi dă telefon de Crăciun. Când am fost cu piciorul, cine a venit la spital la mine? Cine? Dora a venit. Nu nevastă-ta. Nu nevastă-ta, care nu e bună de nimic, decât să facă carieră, atâta e bună. Măi, mamă, eu nu te înțeleg cum ții legătura cu Dora. Dora este o fată extraordinară și te iubește și te-a iubit întotdeauna. Și Dora și-ți iubește copiii. A fost în trecut. A fost o chestie, s-a întâmplat. A fost o greșeală. Și a fost ca o... să înțelegi, lăsați-mă să vorbesc. Deci a fost ceva neprevăzut și, într-adevăr, o știu dinainte. Dinainte de mine? Adică mai mult de 10 ani? Da, pe mine m-a înșelat cu tine. N-a început lumea cu tine, dragă! N-a început lumea cu tine! Stai să mă lămuresc eu. Adică dumneavoastră ați păstrat legătura cu fosta iubită vreme de 10 ani de zile? Fata asta, femeia asta, a venea la mine acasă. Mamă! A zis Ernest, timp de 10 ani de zile? Asta încerc, nu înțeleg! Dar nu mi-ați spus niciodată nimic. Parcă niciodată n-ați avut ceva împotriva mea, cel puțin nu pe față. Clara, de unde vine toată dreutatea asta până la urmă? Se pare o bazată pe iubire când soțul tău nu ți-a zis 10 ani și nu ți-a zis nici când am intrat eu în casă? Te rog din suflet, știi că am nevoie să mă ajut, nu am la cine să apelui și am nevoie foarte mult de bani. Și te ajut, fac orice e nevoie. Orice e nevoie, nu să-ți pară rău, promit. Am atâtea probleme, sunt băgată în atâtea datorii, știi foarte bine ce s-a întâmplat cu bărbatul meu, că m-a lăsat cu toate problemele, nu am la cine să apelez. Și știu că tu ai nevoie. Cine te poate ajuta mai mult? Promit că nu o să-ți pară rău, promit. O să fac mai mult decât e nevoie. Da, Dora, uite... Te rog din suflet.
Dora, intri în casa asta cu o condiție. Zi orice condiție, eu înțeleg orice. Vreau să te gândești, vreau să mă asculți foarte atentă. Da, te ascult. Nu trebuie să afle vreodată nevasta mea de fosta noastră relație. Nu a existat. Trebuie să înțelegi foarte bine, da? Nu te dai la mine. Nu vii îmbrăcată mulat, nu vii îmbrăcată decoltat. Ai grijă de copiii mei, faci curățenie, faci mâncare, ai grijă de copii, cu temele, cu tot. Este clar? Da, da. E limpede, de fapt, da, pentru tine, nu am, în mintea ta? Nu am venit cu alt interes. Ai cuvântul meu, nu am venit cu alt interes. Eu nu am nevoie de tine în casa asta decât pentru chestiile astea, ok? Suntem de acord. Pentru că i-a practic fost teamă. Practic n-a avut de ales. Ernest, i-a fost teamă și știi nu de ce? Nu direcționa! Nu direcționa, a întrebat foarte bine. Clar, de câte ori am zis? De câte ori am spus? Nu direcționa discuția, nu o dă în favoarea asta ta. Asta adevărat, te practic rog. Din totdeauna. Pentru că era frică de mine, Clara. Nu mi-era frică pentru de tine. Pentru că era frică că o să-ți spun adevărul. Și că încă un adevăr pe care puteam să ți-l spun era că nu sunt singura femeie cu care soțul tău încă te înșală. Normal. Dacă tu erai bine, tu ți se pare că ești într-o relație. Dar de ce te interesa pe tine? De ce m-ai interesat pe tine dacă sunt bine pentru sau... Pentru că te iubeam. Clara, calmează-te, te rog, calmează-te. Calmează-te, liniștește-te. Cum să mă calmez? De ce mi-arunci hainele? Unde vrei să pleci? Ce vrei să fac? Să pleci! Unde? Ți-am zis că divorțez. Și dacă nu eram eu să vă stric căsnicia, cine era Dane? Era Mara? Colega ta de la florărie? Mara? Ce legătură are? Ce, de ce? De fapt, nu te înșeală cu mine, te înșeală cu Mara. Până la urmă, în dragoste și în război, totul e permis. N-aș merge pe ideea aceasta, eu da? Mi-am jucat dacă cartea, nu poate judeca copii, ai mai gândit la fel, că în dragoste și în război totul dacă este permis? Dacă aș avea doi copii, aș fi lângă ei. Tu, vreme de 10 ani, ai așteptat momentul acesta să te nu întorci la Dan? Nu am așteptat vreme de 10 ani, nu am premeditat vreme de 10 ani, dar până la urmă nu era o crimă ca eu păi exact să păstrez așa legătura pare cu mama lui. Până la urmă noi puteam rămâne în relații bune. Da, pentru că noi am rămas în relații bune, mama îmi povestea despre situația. Da, cum să nu faceți? Eu știam că el nu e ok. Dacă eu știam că el în de familia unde mea e regulă, că nu e ok. De la, de la mama ta. Ha, eu nu mă băgam, Dan. Ce ai făcut? Nu-i normal. Nu-i normal, Dan, cu mama. Nu-i ești, normal. Dacă tu erai bine, tu ți se pare că ești într-o dar relație care funcționează? Dar de ce te interesa pe tine? De ce mă interesa pe tine dacă sunt bine? Pentru sau că te iubeam. Te-am iubit tot timpul. Așa cum ea nu te iubește, așa cum eu ți-am dus grija. Lasă-mă să vorbesc dacă vrei să afli realitatea. Păi nu ești, nu există. Copiii sunt copiii tăi, tu nu te ocupi de ei. Dora, dar ți-am explicat. Asta este de când am intrat în proiectul ăsta. Eu am 10 ani de căsnicie cu omul ăsta. Exact. Eu am fost prezentă. Exact. An de an am fost prezentă și am fost fericiți. Și el mi-ar fi spus dacă timp aveam ai fost o prezentă, eu nu am apărut, eu nu m-am băgat. Eu m-am băgat când el am considerat că merge totul prea departe dar și nu e fericit. Cum e asta? Cum este să aflați că o persoană din exteriorul familiei consideră momentul oportun când unul dintre voi este nefericit? Deci practic ai stat în umbră să intervină în tot timpul ăsta și l-a iubit și îl iubește. Deci ce să înțeleg? Când acești 10 ani n-a mai existat nimeni? Doar Doru? Cum n-a existat nimeni? Mie mi-a povestit foarte clar că a fost căsătorită, nici nu mai știu ce mi-ai spus. Mi-ai spus că ai avut da, o relație, că cineva, soțul tău sau iubitul sau Dumnezeu mai știe cine a murit într-un accident de motor. Pe mine m-ai făcut să-mi fie milă de tine, m-ai făcut să am încredere în tine. Am avut atâtea discuții, am crezut că ești prietena mea la un moment dat. Ce legătură are? Eu nu mai sunt cu acel om. Ce legătură are, vă spunem, mie mi se păi pare... Păi și trădarea! A fost și s-a dus. Domnul Ernest, mie mi se pare că a premeditat și mama a intrat într-un joc total prostesc, fără să-și dea seama. Dar mine pentru că te iubește, îți vrea binele mama ta. Cum o bunică își poate expune nepoții unei asemenea situații, să hotărească dânsa că mama copiilor nu este bună. Dumneavoastră exact ați făcut o treabă bună? Domnul Ernest, vreau să vă dacă spun... venea cineva din exterior și zicea nu sunteți bună dumneavoastră, Dan are nevoie de o altă mamă. Corect. Auziți, vreau să vă spun ceva. Vă ascult. Deci eu până să cad, tot cu copii am căzut, dar sunt cu șoldul prăpădită și nu mai pot să fug și să alerg. Eu am crescut copiii. Aduți aminte că spui că tu ai fost prezentă în casă și ai fost... Nu făceai eu nimica. Am fost prezentă. Asta este totul un proiect care... Rog, lasă-mă cu proiectele tale, numai proiecte ai avut. Și
Când n-am mai putut eu să fac față copiilor, pentru că au crescut copiii și au energie și sunt puternici și eu, dacă îmi dă un vânt așa, eu alunec și mă împiedic și nu mai pot să fug după ei și cad și mai pățesc ceva. Dan a venit la mine să mă roage să stau în continuare cu copiii. Și dacă vă iese pasența, da? Și Dan așa. E cu Dora și ei își trăiesc frumos povestea de iubire, copiii pe capul cui vor ajunge? Copiii o iubesc pe Dora. Adică copiii o iubesc, iubesc pe Dora. Propria mamă. Nu știu Dara dacă nu o este o mamă bună, nu este o soție bună. Dar n-a dat nimeni mama la o parte din rolul de mamă. Păi da, cumva, nene, că s-a risc deja, pe ea și să... Cum văd nu? Că deja către încolo merge discuția, exact. Dar copiii nu. Te iubesc pe tine, Clara nu este o mamă dar bună. Dar eu am compensat păi... ceea ce ea nu a făcut. Iar atunci când iubești un om, îl iei cu tot ce e bun și tot ce e rău cu toată viața lui. Adică ați stat vreme de 10 ani așteptând momentul acesta? Cu ce ați compensat? În vreme de 10 ani a fost mama lui și ea când s-a putut. Și acum de ce mai o atacați voi pe... De ce o atacați pe Clara? Eu nu înțeleg. De ce o atac Clara? Eu nu atac, eu spun un adevăr. Noi am avut nevoie doar de o bonă. Atât și nimic mai mult. Tu știi. Pentru că da, mama ta se plângea în continuu și la început și acum văd că se plânge în continuu, exact. Că obosește, că nu poate să stea copii, că pică, că nu știu ce Dumnezeu se întâmplă și am ajuns din acest motiv să avem o bonă. Căci dacă dumneavoastră, într-adevăr, lasă-mă o secundă, dacă dumneavoastră, într-adevăr, erați prezent în viața copiilor, așa cum spuneți că ați petrecut timp cu ei la început, nu aș fi ajuns să iau o bonă. Până la 6 ani de zile. Ce vrei de la sufletul meu? De câteva ori cu ei, de câteva ori. Tu știi că copiii îți duceau lipsa și că desenau cu negru și cu albastru. Mamă, dar nu-i problema ta, nu-i problema ta chestia păi asta. Nu e problema, problema ta. Eu am vorbit cu Clara. Da, eu... vă certați aici, vă rog, voi știți... Lăsați-mă să vorbesc, Iartă-mă un pic. Spune. Lăsați-mă să vorbesc. Spune. Domnule Enes, aveți copii? Bineînțeles. Când un copil îl a desenul care îl face, nu desenează cu culori frumoase, verde, galben, roșu, copilul ăla este, dacă îl duci la psihiatru, spune că are ceva, e în sufletul lui. Desena numai cu negru. Incredibil și numai, numai incredibil. Cu culoare. La psiholog pentru da, genul acesta da, la psiholog, poftim, n-am greșit eu. Da, dar toate, ea nu știe acestea, că ea vine la două noapte dimineața de la proiect. Doamne, cu toate acestea, nu cred că cineva vă dă dumneavoastră puterea să hotărâți în familia lor. Până la urmă, dumneavoastră, cine sunteți să-i judecați? N-ai niciun drept să ne contești alegerile, n-ai niciun drept! Dani Ștor, tu nu-ți dai seama cât te-am ajutat. Tu nu realizezi cât te-am ajutat și cât v-am ajutat. Ce ne-ai ajutat? Cu ce mai ajut? Ce ne-ai ajutat? Cu tot ce înseamnă viața voastră de care vă preocupați. Dora, tu te auzi? Tu în cazul în care rămâi cu el, cu ce o să-l ajuți? Cu care salariu, spre exemplu? A, banul e tot! Banu, că banu am făcut asta. Banu. Cu banu avem o afacere. Ascultă, Pare că nu pot să lucrez un program normal. Da, eu prefer să-mi iau din cariera aia așa, care nu se mai termină, să lucrez un program normal. Și ce o să faci atunci? Când copiii sunt la școală, să vină și o să ia altă bonă și atunci o să devină soția celălaltă. Dar de ce trebuie să stai invita mai casa? Că puteai să stai într-un apartament. Că și să stai cu familia și cu copiii tăi. Recunoaște, ai uitat să te oprești. Nici nu vă mai aud pe dumneavoastră, pentru că dacă aveți ceva să-mi spuneți, ce mi se pare mie culmea este că nu fiul dumneavoastră se plânge despre aceste aspecte. Ce să plângă el? El e mulțumit că i-a dat bani de afacere, să facă afacerea lui, de asta ești mulțumit, asta nu? Asta ești, Dan, un preloc pentru soția ta? Asta ești tu, până la urmă? Eu sunt curioasă de altceva. Eu cred că am compensat ceva și Dan nu și-a mai dat seama exact ce se întâmplă în familia lui. Și dacă nu eram eu să vă stric căsnicia... Cine era Dane? Era Mara? Colega ta de cine la florărie? Mara? Ce legătură are? Ce, de ce? De fapt nu te înșeală cum ne te înșeală cu Mara. Nu. Asta era problema. Mara, până la mine mai e una. Clara nu e așa. Clara nu e așa. Deci tu mai ai încă o amantă? Clara nu e așa. Pare. Deci nu pot să cred așa ceva. Eu divorțez. Du-te, Clara, du-te, 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 la revedere, pa, pa. E gata, va ieși pasența. Sunteți mulțumită? Las că sunt femei pe toate drumurile. Sunteți fericită? Găsește o femeie ca lumea, nu una care să stea la servici de dimineață problema până seara. Problema ar fi, și repet, și subliniez, cei doi copii ai lor. Clara. Niciun Clara, calmează-te. Niciun Clara. Ia-ți astea și te rog, Clara, Clara, calmează-te, lasă hainele, deci, te rog, pune-le la loc. Nu. Adu-ți strollerul și pleacă. Te rog foarte mult. Clara, calmează-te. Calmează-te, liniștește-te. Cum să mă calmez? De ce mi-arunci hainele? Unde vrei să plec? Ce vrei să fac? Să pleci! Unde? Ți-am zis că divorțez. Nu, te rog mult, te rog foarte mult, nu lua decizii pripite la nervi. Te rog, calmează-te și lasă-mă să-ți explic. Dan,
Lasă-mă să-ți explic, te rog. Doi copii ai lor, mm-hmm. o să fie îngrijiți, o să fie educați frumos și nu da, o să și mai... Da, o să fie împărțiți între mamă și tată. Și sunt singurii copii care trăiesc așa, dar nu e bine să vadă un exemplu prost. Mama vine la, pleacă la Draga 6, vine la 2, problema. Tata vine nu la 12. Nici primii, nu vor fi nici ultimii. Problema este că această decizie nu au luat-o cei doi soți. Părinții lor. Indirect au luat-o. Nu chiar, da? Pentru că nu chiar, doamna nu și-a chiar. Băgat coada cât de mult a putut, iar tu i-ai ținut trena. Despre asta este vorba. Le dacă ei erau urmă... problemele lor, erau problemele lor, nu țineau de tine sau de dumneavoastră să hotărâți care va fi viitorul acestor copii. Clara, este foarte ușor să mă acuz, dar nu te-ai gândit deloc din spate ce-mi vine, cu ce-am trăit eu, tu de când ai început... Băi, Dan! Deci cu ce... Cu... Clara... Clara, lasă-mă să-ți explic, lasă-mă de să-ți explic că nebunesc. Deci cu Mara n-a fost niciun fel de problemă, n-a fost niciun fel de iubire. A fost o chestie absolut descărcare naturală. Adică da, de ce oare? De ce oare am ajuns eu aici? De ce oare am ajuns eu aici? Clara, de când ai luat proiectul? De un an de zile. Așa. Ești prinsă de dimineață până seara, da? Da. Vii acasă, zici că treci pe mine, zici că sunt o umbră, nu mă vezi. Ok, ești mereu pe laptop. Dacă stăm și noi la un film, încep să trimiți e-mail-uri de pe telefon. Așa, încep pentru să... ce fac asta? Pentru... pentru bani, corect, dar gândește-te și avem la mine. Avem atâtea datorii, avem creditul ăla pentru florăria, avem casa, avem totul. Dar gândește-te când ne punem în patul așa, ăsta da? Și ai închis telefonul, îți sună celălalt telefon, îți bipă e laptopul, te-ai ridicat, ai trimis trei e-mail-uri, te-ai pus pe spate, te-ai întors cu spate la mine și ai adormit. Eu ce că să obosită. Eu ce să fac, sunt și eu... Ernest, până la urmă, în dragoste și în război, totul e permis. N-aș merge pe ideea aceasta, eu mi-am jucat dacă cartea, tu ai avea doi copii, ai mai gândit la fel, că în dragoste și în război totul dacă este permis? Dacă aș avea doi copii, aș fi lângă ei, cu siguranță. Da, exact. Este alegerea ta, exact. Tot așa cum a fost alegerea lor. Să... Tristă alegere. Până la urmă, asta este, da? În viață faci niște alegeri, bune, proaste. Important este că alegerea aceasta au luat-o împreună. Au luat-o împreună, domnul Ernest, mă lăsați să spun și eu ceva. Dar nu erau ei mai fericiți, chiar dacă nu mă sufeream eu și chiar dacă ea nu mă suferea pe mine și nu se întâmpla să intre Dora în casa lor. Nu erau ei mai fericiți dacă aveau un apartament și venea și ea la ora care trebuie și făcea și ea o mâncărică și se uita la se fetița ei nu. Și la băiat. Nu erau mai fericiți? Am zis că se pare că nu. Știi din ce, moment eu cred ce că nu e vorba au luat această alegeri. Decizie. Da? Da, eu știți ce cred, domnul Ernest? Cred că ea nu l-a iubit deloc pe băiatul meu. Am făcut. Am călcat strâmb, dar am călcat strâmb doar pur și simplu din natura mea. Din... Am simțit nevoia. Exact. Exact. De ce nu e omenesc? De ce mi-am făcut asta? Și tu ai avut perioade în care ai fost ocupat și toate cele. Și eu n-am făcut nimic. Dar nu te-am neglijat la un film și am pus mâna pe tine și te-am îngâiat și când am intrat în patul ăsta, a fost frumos. Dar de un an de zile te-ai întors cu spatele la mine. Nu mai puteam să pun mâna pe tine, nu te mai vedeam, nu? Nu mai ești acasă, ai pus copiii. Deci ai trimis copiii, le-ai făcut cu toate activitățile. I-ai trimis de dimineață până seara, nu-i mai vezi. Eu te înțeleg și îți mulțumesc din suflet. Că în urma sacrificiului tău am făcut creditul pentru florărie și mi-am îndeplinit visul și apreciez mult pentru că sunt omul de lângă tine și pentru că ai fost femeia de lângă mine. Dar în același timp, bărbatul de lângă tine care s-a dorit întotdeauna să fie prietenul tău, să fie fratele tău, să fie soțul tău, să fie iubitul tău, să fie amantul tău. Da? La fel și din partea ta mi-am dorit să-mi fii soția mea, să-mi fii amanta mea, să-mi fii prietena mea, să-mi fii sora mea, să-mi fii tot. Și ai tăiat toate. Pentru ce mi-ai ascuns de 10 ani de zile că tu o cunoști pe femeia asta și mi-ai băgat-o în casă în felul ăsta? N-am înțeles. Adică vreme de 10 ani ați purtat această mască, da? N-am purtat, că nici nu veneam la ei cine știe ce. Nu veneam la ei cine știe. Dar era interzis ca noi să rămânem în relații bune, practic, nu înțeleg. Dânsa, până la 6 da, ani. Da, până la 6 ani, dar ea nu era acasă, domnul Ernest. Păi a născut copiii și și-a luat... Care-i treaba cu minciuna, că vă necați în dar nu mă nec în minciuni, nu mint. Până întrebați pe fiul... Dacă ați crescut copiii? Păi da, până la 6 ani am crescut. Pe urmă am alunecat când ăla micu a fugit. Așa, am alunecat. Am făcut operație, n-am mai putut. Deci dumneavoastră credeți că ați făcut un bine? Nu știu dacă am făcut rău. Am recunoscut, am greșit, am călcat strâmb din necesități masculine, nu din altceva. Nu din iubire, să nu-ți treacă prin mine. Cap. Nu, să nu-ți treacă prin cap că a fost iubire. Eu pe tine te iubesc. Gândește-te la asta, te rog mult. Te rog mult, te rog mult, gândește-te, te rog.
Clara, tu ești iubirea mea, tu ești... Clara, te rog... Te rog mult de tot, te rog din tot sufletul meu. Copiii au nevoie de mamă și eu am nevoie de tine. Te rog, nu mai plânge. Și ce ai de gând să faci acum? Știu eu ce am de făcut. A încercat ce a crezut că este nu bine, dacă până la urmă asta a făcut ca mamă. Dumneavoastră le va fi mai bine. Nepoții mei o iubesc pe Dora. Gata, mamă. Da, dragul meu. Te-ai băgat extraordinar de prost. De ce? Te-ai băgat în viața mea absolut greșit. Nu înțeleg conceptul, nu aveai voie să faci așa ceva. 10 ani, nu. Lasă-mă, vreau gata, să spun ceva. Și tu v-ați băgat în viața mea total aiurea și ați greșit foarte mult. Și Mara s-a greșit. Băgat în viața ta. Și în momentul ăsta nu mai contează. Și tu n-ai greșit, Dan. Absolut decizia mea. Dan, dacă făceai lucrurile bine, eu nu mă băgam, dar nu mai tâmpenii faci. Nu este absolut nicio secundă discernământul vostru. Sunt alegerile mele, au fost alegerile mele cu Clara, inclusiv alegerile greșite, Mara și altceva. Nu aveți niciun drept și în momentul ăsta am terminat și cu tine și cu tine. Gata! Cu mine n-ai terminat. Dacă bine ați sesizat, doamna Mihaela a trebuit să aibă ultimul cuvânt în încheiere. Incredibil, frate. Și de la sine putere a considerat că are dreptul inclusiv să decidă pentru viața lui Dan. Să decidă în numele fiului ei cine este femeia potrivită pentru el. Fără să țină cont că destramă o căsnicie, că vor fi afectați inclusiv nepoții ei. No. Nimic nu a contat mai mult decât să dispară Clara din peisaj și să ia locul nora ei preferată, Dora. Frustrată după o căsnicie eșuată, ea a crezut că va reuși să-l cucerească iremediabil pe Dan și să pună stăpânire pe viața lui, pe casa lui și, de ce nu, pe copiii lui. Și a mizat pe farmecul ei, dar și pe faptul că va înainta Clara divorț după aflarea adevărului. Lucru care însă nu s-a întâmplat. Pe de altă parte, privind situația obiectiv, poate că dacă nu se dedica atât de mult serviciului, Clara nu i-ar fi oferit șansa Dorei să ajungă în casa lor ca bună și nici Dan nu ar fi avut aventura cu Mara. Dar e bine că până la urmă cei doi soți rămân împreună și vor decide în sfârșit singuri pentru viața lor. În timp ce Dora va trebui să înțeleagă că pentru Dan ea nu mai reprezintă nimic. Iar doamna Mihaela este invitată să-și înghită amarul și ura îndreptată împotriva Clarei. Bă, tu ești amanta lui, spune-mi. Bă, nene, cum să spui asta? Păi, ce om trimite la ora asta mesaje, mă? Omule, ești bolnav? Eu spun, sigur există acolo ceva la serviciu. Sigur există ceva. Există. Uneori iau foc, pur și simplu. Mi-e foarte greu să mă concentrez și să încerc să revin la a fi pașnic și la a fi înțelegător. Așa faci, mă, de-astea? Ușuratica pe mine! Dacă n-ai făcut la pămâne, dau cu tigaia asta, că... Să fac bune! Dar la ochi ce ai pățit? Te-ai rovit? E, nu am pățit nimic la ochi, ce ai? Nu s-a întâmplat nimic. Mi se pare. Băi, nemernică, mă! Băi, nebunit! Băi, omule, soția ta termină! Soția mea, mă, ce faci tu, mă, cu ea? Bă, te rog, eu frumos, termină! Cine e, mă? Cine e, mă, ăsta, mă?